Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeon și am ca invitat în platou în acest moment pe doamna Poliana Hangan, care este candidata al Alianței USR Plus pentru Camera Deputaților, numărul 1 pe lista pentru candidați sau cu candidați. Să rămâne bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră. Iată-ne așadar cu 3 zile înainte de alegerile parlamentare, cu 3 zile înainte ca oamenii să-și exprime opțiunea prin ștampila pe care o vor pune pe buletinul de vot duminică. Vreau să vă întreb pe ce poziție sunteți pe buletinul de vot. Suntem pe poziția 3, pe buletinul de vot, așadar toți cei care ne urmăresc... Și la Camera Deputaților și la Senat. Așa. Așadar, toți cei care ne urmăresc pot să știe acum exact poziția. Pagina din stânga, cum se deschide buletinul. Da, pe pagina din stânga. Doamna Poliana, vreau să vă întreb un lucru. Alianța USR Plus, care până la urmă se va transforma într-un singur partid. Aveți colegi, mulți dintre ei sunt tineri. Ce v-a făcut pe dumneavoastră să intrați în politică? Cum ați ajuns dumneavoastră să faceți politică? Am intrat în politică din revoltă, deși de-a lungul timpului mi s-a părut că politica nu poate să fie decât ceva murdar. Ne-am obișnuit ca politicienii să fie desconsiderați și de multe ori pe bună dreptate, pentru că de-a lungul celor 30 de ani de după Revoluție am putut urmări felul în care s-a făcut un mix între omul politician și atitudinea de, eu știu, de interlop, de afacerist care face afaceri cu statul, care deturnează banii statului și implicit banii cetățenilor. Însă aș vrea să vă povestesc despre motivul și momentul când am decis până la urmă să intru în politică. Și asta a fost după ce am avut protestele de la Ordonanța 13 în acel an. Am participat prima dată la protestele de la Colectiv, când pentru întreaga Românie a fost un moment de cumpănă și când am realizat că este punctul limită peste care românii nu vor trece cum au trecut peste alte evenimente. Mi-aduc aminte că am trăit în 2010 și acel moment când au ars bebeluși în maternitatea Giulești și când am plâns de neputință și îmi imaginam cum aș fi reacționat eu dacă s-ar fi întâmplat să fiu pusă în situația respectivă. Dar nu, cred că efectele de atunci nu au avut, sau cel puțin nu s-au resimțit așa de puternic. Poate a fost o perioadă de timp atunci în care oamenii au fost revoltați și au protestat, însă s-a închis repede acel moment. După care, la 5 ani distanță, am avut momentul Colectiv, când am stat și am urmărit săptămâni întregi cum fiecare tânăr care nu era transportat sau pentru care se amâna transportarea în spitalele din străinătate murea datorită infecțiilor intraspitalicești. Acum, recent, am avut iar un eveniment. La fiecare 5 ani se pare că se întâmplă un eveniment și că de genul acesta, cu ce s-a întâmplat cu incendiul de la Piatra Neamț. Însă, cele două evenimente s-au succedat destul de repede, cel de la Colectiv, după care a fost acel an de relaxare când am avut guvernarea Ciolo și când noi toți am crezut că totuși lucrurile se pot schimba în bine. Și am avut alegerile din 2016 și imediat Ordonanța 13, când ne-am revoltat și am crezut că
dacă nu facem ceva atunci, am simțit acel sentiment de iminență, de pericol iminent, am simțit că dacă nu ne implicăm și nu facem ceva atunci, ne vom duce așa în jos, într-o prăpastie din care ne va fi greu să mai ieșim. Am fost în stradă la toate protestele, am fost unul dintre inițiatorii protestelor de aici, de la Deva, și am fost surprinsă că au ieșit atât de mulți oameni în stradă aici la noi. Și a fost un an în care permanent am simțit că trebuie să fac ceva, că trebuie să fac ceva. Am vorbit cu prieteni, cu cunoscuți. Formasem deja un grup cu care discutam despre măsuri pe care le-am putea lua ca să schimbăm, să contribuim și noi cu ceva concret pentru a schimba lucrurile. La acea vreme ne gândeam că pe plan local trebuie să facem ceva. După care am avut alegerile parțiale și am făcut pasul înspre politică. Am cumpănit foarte mult această alegere și cred că am făcut bine, pentru că au urmat anii ăștia în care în continuare cred că mare lucru nu s-a schimbat. Cred că norocul, în ghilimele, cumva al societății românești a venit și odată cu prezența parlamentarilor USR, care chiar dacă doar în procent de 9% din totalul numărului de parlamentari s-au aflat acolo, au scos la iveală toate mișmașurile. Vă aduceți aminte când la ordonanța 13 colegii mei ieșau cu pancarte în Parlament și arătau ce mișelie vor să facă cei de la PSD, care erau majoritari. Bun, și toate lucrurile astea de când au început și până acum, ați crescut ca și organizație. A fost greu? A fost ușor? Cum a fost? Am crescut pentru că, asemeni mie și colegilor care am intrat atunci, am fost un mic nucleu la început, au venit și alți hunedoreni din diverse orașe, mai ales odată cu fără penal în funcții publice, cu declanșarea strângerilor de semnături pentru proiectul fără penal în funcții publice, pentru acea inițiativă. Așa am ajuns să cunoaștem alți hunedoreni care voiau să se alăture și credeau că este un proiect extraordinar și foarte bun pentru România acestor ani. Așa am crescut organizațiile și întreaga organizație din Hunedoara, USR, s-a mărit considerabil începând cu acel moment. Bun. Cum stați în momentul ăsta în județul Hunedoara? Pentru că, așa cum spuneam, sunteți o alianță, USR și Plus. Cât de mult aveți sprijinul colegilor? E o întrebare prostească, dar mai există și disensiuni uneori, da? Cât de mult aveți sprijinul colegilor de la Plus? Cât de bine lucrați împreună cu ei? În acest moment colaborăm, pe listele noastre se află și colegii de la Plus, suntem și noi. Într-adevăr, organizația USR este mai mare și automat și mai veche, și atunci automat și implicarea se resimte mai bine. Însă colaborăm bine cu colegii de la Plus, fac și ei eforturi în măsura în care pot și contribuie cu tot ceea ce pot și ei. Am înțeles. Cum ați putea cataloga această campanie electorală care, iată, ajunge imediat la final? Este destul de ciudat să nu poți vorbi direct cu oamenii, să nu poți să le spui ceea ce dorești să faci, pentru că este cumva impersonală discuția prin intermediul mijloacelor de comunicare, fie ele online, fie ele prin TV, fie că, eu știu, punem pliante sau scrisori în cutiile poștale și ei pot să citească despre noi.
Dar atunci când ești față în față cu cetățeanul și discuți și afli despre problemele lui și îi spui ceea ce dorești să faci și ei înțeleg ce vrei tu, tu înțelegi ce au ei nevoie, se duce relația la un alt nivel și automat și cetățenii și noi înțelegem mai bine de ce avem nevoie. Așa ne-am format și programul de guvernare. La programul de guvernare au lucrat mai bine de un an de zile specialiști din toate colțurile țării, din toate domeniile. Este un program extrem de amplu, dar în același timp foarte aplicat. Îl pot consulta cetățenii pe site-ul nostru, pe www.usrplus.ro. Poți să afli acolo detalii despre ceea ce interesează, despre domeniul poate în care lucrează sau activează sau despre domeniul de care ei sunt interesați pentru că au o problemă în viața personală. Pot de asemenea să ne transmită întrebări despre ceea ce vrem să facem sau sugestii. Am înțeles. Bun, hai să vedem. USR Plus în județul Hunedoara. Ce le propuneți noastră hunedoranilor? Am înțeles cum ați intrat în politică, de ce vreți să faceți politică. Sunteți oameni noi, n-ați mai făcut alea. Dar faptul că sunteți oameni noi nu înseamnă neapărat că puteți câștiga încrederea cetățeanului. Dar dacă cetățeanul vine și vă votează, de ce ar trebui să faceți acest lucru? Pentru că așa e la noi și cred că așa e peste tot. Noi, ok, te votez, dar ce îmi propui? Ce îmi oferi? Hunedoara are nevoie de ce te-aș în primul în rând parlament? De dezvoltare. Exact. Pentru că se simte puternic discrepanța dintre județul Hunedoara și județe precum Arad, Timiș, Alba, care sunt net în avans față de noi din acest punct de vedere. Pe lângă asta, avem un potențial uriaș în județul nostru și cred că putem să ne dezvoltăm în special pe zona de turism și mic antreprenoriat. Doar că este nevoie de un push și de o legislație care să sprijine antreprenoriatul în adevăratul sens al cuvântului. Pe de altă parte, cei care se hotărăsc să facă pasul și să devină antreprenori au nevoie în același timp de o legislație care să îi ajute să le fie facil să deschidă aceste afaceri și în același timp să și le poată și menține, pentru că din totalul celor care deschid noi firme, reziliența este destul de redusă și datorită faptului că oamenii sunt împovărați de hârțogăraie, de documente pe care trebuie să le facă și la care nu se pricep foarte bine. Pe de altă parte, de controlele care vin din partea statului și de taxele care îi împovărează. Și cred că toată legislația ar trebui modificată în acest sens, în sensul sprijinul antreprenoriatului, nu doar pentru județul Hunedoara, unde noi ne putem dezvolta foarte bine pe partea de turism, ci și în restul țării. Am înțeles. Bun, și turism, dezvoltare și toate lucrurile astea. Dar județul Hunedoara, în momentul de față, din păcate, este unul dintre județele care a ajuns în coada clasamentului ca nivel de trai, ca și câștiguri salariale. Credeți că dezvoltarea strictă a turismului ar rezolva această problemă a șomajului și de ce nu a vieții de zi cu zi, a modului de trai? Sau ar mai fi nevoie și de alte soluții complementare? Evident că e nevoie de soluții complementare.
problema șomajului nu ar fi atât de pregnantă, și nu mă refer doar la județul nostru, ci în general, dacă ar exista specialiști pe domeniu. Noi vrem să avem posibilitatea să creăm oportunități pentru cetățeni să se specializeze, pentru că odată ce o persoană este specializată pe un anume domeniu, și nu mă refer la a face studii superioare, ci la a fi un bun, de exemplu, un bun strungar sau un bun cofetar sau, eu știu, dacă lucrezi în industria turismului, să știi să ridici nivelul mediului în care lucrezi la standardele care se pretind de către cetățeni, de către turiștii care vin din alte părți. Dacă ai specialiști pe domenii, automat și nivelul salariilor crește. Pe de altă parte, evident că este nevoie de o reducere a împovărărilor fiscale și pentru angajatori și pentru angajați. Clar că industria turismului, cel puțin pentru județul nostru, poate fi un motor de relansare economică, pentru că avem în toate zonele obiective turistice pe care ar trebui să știm și să le promovăm eficient. Bun. Mai avem forță de muncă în județ? Mai este forță de muncă în județ, chiar dacă județul este depopulat. Din păcate, aproape un sfert din populația României a emigrat de la Revoluție încoace și județul Hunedoara este unul dintre cele mai depopulate. Totuși, există tineri care se întorc acasă. Acum chiar a fost un val, odată cu pandemia, a fost un val de români care s-au întors înapoi în țară. Și ar trebui să creăm oportunități, măcar pentru cei care au venit acum, în perioada asta temporar, și să-i convingem să rămână acasă și să încerce să facă ceva aici. Pentru că clar este dificil și pentru ei să fie departe de casă și pentru familiile rămase aici să îi vadă atât de rar. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, nu pot să nu vă întreb. Am avut declarația lui Nicușor Dan. Da. Că deși este fondatorul USR-ului, el recomandă și susține Partidul Național Liberal. Cum comentați lucrul acesta? Că n-aș putea să trec printre emisiunea electorală fără să întreb și lucrul ăsta. Nicușor Dan a fost fondatorul USB, Uniunii Salvați Bucureștiu, care în 2016 s-a transformat în USR. Odată cu extinderea partidului s-au schimbat un pic lucrurile. N-a mai fost un mic partid de local. Și Nicușor Dan a ales singur să plece. N-a plecat pentru că l-ar fi dat cineva afară sau l-ar fi forțat să plece, ci a făcut o decizie personală. De atunci i și-a exprimat întotdeauna dorința de a candida pentru București, acolo unde de fapt și-a început activitatea. Însă acum, până la urmă, nu cred că e atât de relevantă opțiunea lui personală. La un nivel de municipiu București? Eu cred că votanții USR Plus, care clar în București au fost în număr mult mai mare decât votanții PNL, vor vota în continuare USR Plus și își vor menține opțiunea de vot. La fel cum și cei ai PNL probabil își vor menține opțiunea de vot. Asta în cazul în care se vor prezenta la vot? Eu îndemn toți cetățenii să se prezinte la vot. Altfel ne vom vedea în situația din 2016 cu un PSD din nou majoritar în Parlament. Indiferent de opțiunea de vot, exprimarea votului este extrem de importantă, pentru că se vor decide următorii 4 ani și felul în care va arăta România în următorii 4 ani și
probabil și pe mai târziu. Acum, pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Hunedoara a fost infectat cu nou COVID. Atribuțiile sale vor fi delegate unuia dintre consilierii propuși de către partidele politice. Astăzi a fost ședința de Consiliul Județean și a fost ales tot un consilier județean PSD, care a fost nominalizat și pentru funcția de vicepreședinte. E vorba de domnul Țambă. E bine? E rău? Cum e? Eu vă întreb cum ați votat. Că... Nu știu să vă spun foarte multe despre domnul Alin Țambă. Știu doar că a fost din 2016, dacă nu mă înșel, viceprimar la Orăștie. La un moment dat văzusem o știre în care organiza împreună cu primarul de la Orăștie un fel de protest împotriva mirosurilor. Da. Din punctul meu de vedere, atât timp cât tu conduci o astfel de instituție, cum este primăria unui oraș... Dar nu era legea pe atunci, intuiesc ce vreau să spuneți. Nu exista legea mirosurilor. Da. Însă, având în vedere că atât primarul de la Orăștie, cât și domnul Țambă erau în partidul care reprezenta avea reprezentare majoritară în Parlament, puteau să nu să organizeze un protest, ci să facă lucrurile pentru care au ajuns acolo cu votul cetățenilor și să le transmită colegilor ideea inițierii unei astfel de legi. O astfel de lege a inițiat-o USR, legea mirosurilor, și să știți că cetățenii din zona Orăștiei ne-au felicitat de câte ori am fost pe acolo prin zonă și ne-au mulțumit pentru că, într-adevăr, pentru ei este un disconfort major. Trebuie găsite soluții. Bună, și dacă li s-a rezolvat problema. Trebuie găsite soluții pentru astfel de situații. Pentru ca firmele care, generează astfel de mirosuri, da, prin natura a ceea ce fac, să găsească rezolvări la ele, prin finanțări prin fonduri europene pentru amplasare de filtre, pentru eliminarea acestor mirosuri. Există soluții, se pot găsi finanțări, se pot da granturi pentru așa ceva. Nu văd de ce un primar și un viceprimar ar organiza un protest în loc să ia măsuri concrete, că de aia sunt acolo. Să găsească soluții, să vină cu propuneri concrete, cu proiecte concrete pentru rezolvarea situațiilor, pentru că ei conduceau lucrurile, la fel cum partidul din care făcea parte era majoritar în Parlament. Am înțeles. Întrebarea era, o fi bine, o fi rău că a fost pus ca și președinte de Consiliul Județean interimar? Ca să spun așa, că nici nu știu care e titulatura exactă. Mă rog, a preluat atribuțiile președintelui Consiliului Județean. Astăzi a fost votul. Vom vedea până la urmă. Are experiența de viceprimar la Orăștie, deși nu am văzut să fi făcut mare lucru, dar poate nu cunosc eu destul. Vom vedea cum se va descurca în continuare. Am înțeles. Doamna Poliena, de ce mai este nevoie în județul Hunedoara? Mi-ați tot vorbit, aș vrea să mai aducem atât în discuție chestia asta cu spitalul acela cu îngrijiri paliative. Da, e o mare problemă. Am vorbit în repetate rânduri despre situația numărului de bolnavi oncologici de la noi din județ. Este extrem de important pentru toți și am mai spus, atunci când ai pe cineva care suferă de cancer, nu e implicată doar acea persoană în această situație, ci întreaga familie și probabil și familia extinsă. Un astfel de spital de îngrijiri paliative ar ușura viața atât a pacienților oncologici,
cât și a familiilor lor, pentru că atunci când ai un bolnav într-o astfel de situație, ajungi pentru perioade, de multe ori pentru perioade lungi de timp, să stai permanent lângă el, pentru că necesită îngrijire permanentă. Și automat, pe lângă cel care se află în suferință, încă cel puțin un membru al familiei este legat de situația respectivă, pentru că nu are de ales, nu are unde să-l ducă, secțiile de oncologie sunt pline până la refuz, medicii nu fac față la asta. Și oricum, îngrijirea de specialitate nu poate fi acordată acasă, la fel cum poate fi acordată într-un centru specializat de acest fel. Este unul din proiectele despre care eu am vorbit foarte mult și cred că nu doar județul Hunedoara are nevoie de un astfel de centru, ci mai sunt județe în țară care ar avea nevoie. Există câteva paturi în anumite spitale pentru îngrijirea pacienților oncologici, dar este total insuficient pentru noi. Din păcate, la fel cum am văzut cele 8 mari spitale regionale doar pe hârtie, pentru care nu s-au găsit nici timp, nici resurse, nici energie din partea guvernării PSD, nu vedem că se alocă timp nici și resurse nici pentru așa ceva și nici interes nu am văzut, decât la nivel declarativ. În schimb, am văzut interes extraordinar, nu știu, pentru recursul compensatoriu. A trebuit din nou să ieșim în stradă, să protesteze oamenii, să vedem criminali și violatori eliberați din închisori. Pentru aia s-au găsit resurse. În schimb, pentru cei care au muncit cinstit o viață întreagă, au contribuit cu taxe, cu impozite și și-au adus aportul pentru bunul mers al orașului, al țării, al tuturor, al nostru, al tuturor, nu se găsesc resurse și nici energie pentru a se face lucruri pentru ei. Din păcate, de 30 de ani asistăm la aceleași scuze când e vorba de a se face ceva bun și în interesul cetățeanului. Nu sunt bani, nu este timp, sunt blocaje. În schimb, pentru legi cum a fost ordonanța 13 sau pentru recursul compensatoriu, s-au găsit imediat și resursele și mâna de vot. Nu a contat, de fapt, ce s-a întâmplat mai departe. Apropo de bani, de resurse, de cheltuirea banului public, considerați, de exemplu, că în județul Hunedoara sau în anumite părți ale județului Hunedoara banul public este cheltuit, aruncat, stă în mâna unor edili ca Panciur? Ce părere aveți de lucrul ăsta? Și am să vă dau un exemplu, a apărut iar în spațiu public. Se pare că sau primăria Deva sau serviciile aflate în directă subordine a Consiliului Local au un talent teribil de a face achiziții la prețuri cel puțin ciudate, din punctul meu de vedere. Ultima găselniță în domeniul achizițiilor a fost că, deși primăria Deva zice că a renunțat la ornamentele, la muldinițele, cum le zic eu, luminițele de Crăciun, sunt achiziționate prin Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire a orașului, aflat în directă subordine a Consiliului Local. Am văzut ieri, parcă s-a întâmplat lucrul ăsta, ieri sau altă ieri, că s-au achiziționat un număr de 34 de ornamente și aici vorbim de niște conuri, din câte am înțeles eu, niște sârme de o napoleon, apoi românește, îmbrăcate cu betale și cu luminiță și care ar fi fost închiriate la prețul de 3900 de lei bucata, ceva de genul ăsta. Un preț care mie mi se pare foarte mare pentru o închiriere, având în vedere că vorbim despre niște sârme și despre o luminiță.
Ce părere aveți despre lucrul ăsta? Din păcate, nu doar în cazul primăriei Deva, ci în general am fost obișnuiți și nici nu ni s-a mai părut nimic ieșit din comun atunci când banii pe care, pentru care noi muncim și ulterior plătim taxe și impozite, atât către administrațiile locale, cât și către cele naționale, se duc în direcții total nepotrivite. Nu cred că este român care să nu fie auzit de prețul de 10 ore al bordurilor, de, eu știu, păi bună, nu știu ce pixuri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă facă plouă. Da, evident că nu trebuie să ne facem că plouă. Acum, odată cu intrarea consilierilor USR, ai USR Plus, în administrațiile locale, sunt convinsă că le va fi mult mai greu să facă astfel de achiziții. Pentru asta eu noi... Eu bag seama că nu. Din moment ce le fac. Atâta vreme cât aceste achiziții se fac prin acel serviciu și nu trec prin votul Consiliului Local, este puțin probabil să ne putem opune, decât dacă le scoatem, păi, și noi la suprafață. La respectivă e în subordinea Consiliului Local. Este în subordinea Consiliului Local, însă nu toate proiectele trec prin votul Consiliului Local. Se poate... Se alocă un buget la începutul. Exact, se alocă bugete și de acolo, pentru foarte multe cazuri, ei pot decide independent. Totuși, eu cred că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla la fel de des cum se întâmplau în anii anteriori. Și noi ne propunem și avem câteva proiecte, trebuie depuse, pentru transparentizarea achizițiilor, aia însemnând nu doar faptul că le vezi pe site-ul pe care se licitează și așa mai departe, ci din punctul nostru de vedere ar trebui făcută o parte a site-ului primăriei cu tot ceea ce înseamnă facturi și achiziții publicate acolo, unde fiecare cetățean să poată să consulte în fiecare lună toate facturile și toate achizițiile făcute de către instituția respectivă. Nu, fiecare cetățean interesat. Cred că ar trebui fiecare cetățean interesat. Știți de ce nu sunt cetățeni interesați? Pentru că este extrem de dificil să accesezi aceste site-uri. Diferă felul cum arată, de exemplu, site-ul primăriei Deva față de site-ul, nu știu, primăriei din Hațec sau al unei primării de comune care, bine, adesea nici nu funcționează. Și atunci este... orice cetățean care vrea să se uite și care nu are o rutină în sensul ăsta, accesează cu dificultate. Trebuie să stea, să caute, să vadă unde sunt puse, dacă ele există, și de multe ori renunță. Dacă ar exista o standardizare a tuturor site-urilor, orice cetățean ar ști că pe butonul din stânga, dacă face click, atât la primăria din Deva, cât și din celălalt capăt al țării, vede în secțiunea respectivă ceea ce îl interesează. Va fi mult mai ușor așa, pentru toată lumea. Ce părere are Alianța USR Plus despre sinecuri? Noi am militat foarte mult pentru depolitizarea instituțiilor publice, cum sunt, de exemplu, spitalele, cum sunt școlile. Sinecuri, nepotisme, cumetrii, ca să completez întrebarea. Păi, odată cu depolitizarea acestor instituții, se diminuează și numărul de sinecuri. Dacă tu pentru un post te duci și dai un concurs și nu acea poziție nu este o numire politică, automat nu va mai putea ajunge la fel de facil. Astea, multe concursuri, știm și noi cum sunt date. Da, și acestea trebuie... Să luăm celebrul caz de la DSP București cu, era să zic, Floricica Dansatoarea, nu știu cum o chema, Emi Dansatoarea, cum o chemau, ajunsă mare referentă prin DSP București, cu cea mai mare notă, mă lași. Da, pentru că sunt două părți ale acestor concursuri, partea scrisă și acel interviu. Interviu, da. Care este plus ușor selecția de dosare. Exact, care este ușor de
driblat de... Acum, ceea ce o să spun, nu știu, e ca și când aș avea ceva, dar n-am nimic, deci să nu mă înțelegeți greșit. De curând, ieri, aseară, am observat, vis-a-vis de sinecuri, nepotisme, cumetrii, eu nu pot să spun că eu sunt neapărat un nepotist sau o cumetrie, dar pot să-mi ridic ca și cetățean un real semn de întrebare, ceea ce și fac. În Spitalul Orășenesc din Hațăg, în Speță, la Hațăg parcă aveți un reprezentant în Consiliul Local din partea Plus. Da. Aflat în subordinea primăriei a Consiliului Local, scoate la concurs în această perioadă o mulțime de posturi, unele pe durată determinată, pentru că e pandemie, altele pe durată nedeterminată. Între posturile scoase la concurs la Hațăg sunt, de exemplu, de economist, debutant, jurist, nu știu ce. Cap de listă la selecția dosarului, nu merea cineva decât sora primarului în funcție. Da, vedem astea, aceste lucruri că se întâmplă adesea. Tocmai pentru a nu da loc la interpretări, nu m-aș fi dus la concursul ăla. Da. Toată lumea vorbește despre lucrurile astea. Degeaba oamenii vorbesc pe la colțuri și... Asta vreau să spun, toată lumea vorbește pe la colțuri. Dar... Sunt supărați și se plâng că pentru a obține un post în orice instituție trebuie să dai șpagă sau trebuie să ai pile. Pentru că nu e suficient. Aceste lucruri se vor perpetua dacă nu există o legislație concretă, coerentă și pe care oricine să poată să verifice implementarea. Așa vedem, nu doar posturi scoase la concurs cu dedicație, unde, de exemplu, eu pentru, vă dau un exemplu, dar... pentru un post anume, oarecare, da, se cer niște specificații despre care se știe că doar o anumită, una, două, cinci persoane le pot îndeplini. Da? Așa vedem când postul respectiv este destinat cuiva. Pe de altă parte, colegii mei, de exemplu, de la Deva, în clipa în care a apărut un post, pentru că de multe ori cetățenii nici nu știu, el apare pe site-ul instituției, dar nu se uită toată lumea. Colegii mei au ieșit și au postat pe paginile personale de Facebook anunțul respectiv pentru a ajunge la cât mai mulți cetățeni și pentru a vedea cât mai multă lume. Atât anunțul, cât și condițiile pentru a putea intra în respectivul concurs. La fel se întâmplă și cu licitațiile publice. Da, știm de multe ori și vedem că sunt anumite cerințe de întrunit despre care la fel aflăm pe surse sau din... de la diversi cetățeni, că doar anumite firme pot să îndeplinească criteriile respective. Păi da, da, de exemplu, cu tot vorbim de spitalul respectiv, mi se pare, nu știu, eu n-am mai auzit de condiția asta, la angajările astea pe durată determinată, era o specificație acolo, angajările se vor face în ordinea dosarelor depuse, adică nu știu, post de îngrijitoare la spital, în ordinea dosarelor depuse. Serios? Da, e cel puțin ciudat. Da, adică primul venit, primul servit. Păi de unde știu eu că tu nu mi-ai ținut cumva un număr de înregistrare? Sau nu știu, dacă eu... Sunteți sigur că acum... Că așa scrie? Nu puteți vreau... intra pe internet și vedeți. Este o... am văzut că se fac angajări în diverse... spitale pe perioadă determinată din cauza faptului că foarte, foarte mare parte din personalul medical este infectat cu COVID și atunci au nevoie de să facă noi angajări pentru că nu mai au resurse umane. Vă imaginați că e angajat pe dacă este vorba despre asta, atunci probabil pot exista niște excepții. Oamenii nu sunt angajați pentru două săptămâni. Sunt angajați pe perioadă determinată. Asta înseamnă probabil starea de urgență. După care vă spun eu, bag mâna în foc, că urmează definitivarea postului, ca să spun așa. Se va da atunci examen la cum împingi motul, la cum... Nu e un secret. Dacă te duci și întrebi în orice oraș
de multe ori un cetățean de pe stradă, ăla poate să-ți spună, știți, pentru post la cutare trebuie să dai atâtea mii de euro. Pentru un post dincolo trebuie să cunoști cazul, pe da. Nu știu cine. Acum, între bârfa populară, bârfa locală și realitate, pot să existe niște conexiuni și oamenii nu vorbesc degeaba, de-aia de multe ori sunt și descurajați să încerce să se ducă la concursuri, pentru că ei cred deja a intrat în mentalul lor că aceste posturi sunt acolo. Aranjate și că pentru ei nu este loc. De-aia de multe ori ei iau calea străinătății și aleg să plece și nu vorbim doar de cei de nivel mediu, vorbim de multe ori de buni profesioniști care în alte colțuri ale lumii sunt foarte bine și remunerați, avansează foarte repede, sunt foarte apreciați și reușesc să-și facă o carieră remarcabilă. Da, am înțeles. Bun. Și ce ar fi de făcut? Ce ar fi de făcut ca oamenii să nu mai aibă percepția asta, să nu mai trăim foarte mulți dintre noi cu impresia că în țara noastră totul plange pe pile, pe PCR, pile, cunoștințe și relații, pe cumetri și de exemplu, din câte mi-aduc aminte, odată cu guvernarea Cioloș au fost date acele examene pentru posturile de director de școli. Mi-amintesc că îmi povestea cineva că nu mai fuseseră date examene cu 7 ani înainte. Deci în timp de 7 ani toate numirile au fost politice. A venit acea perioadă când s-au făcut acele examinări pentru posturile de directori și posturile erau, dacă bine mi-amintesc, pe o durată de 4 ani. Cred că ar trebui să existe o ciclicitate din asta și o reală verificare a performanțelor celor care lucrează și activează în diverse domenii. Pentru că vedem într-o instituție de multe ori angajați care sunt nevoiți să facă treaba, poate 2-3 angajați într-un sector care sunt nevoiți să facă treaba și a celorlalți, știu eu, 5, 6, 10 oameni, tocmai datorită acelor lucruri. Cei care muncesc din răsputeri ca să acopere și incompetența celorlalți, care poate au venit cu pile, cum se spune, sunt frustrați și nemulțumiți și extrem de obosiți și renunță și rămân oamenii care stau acolo și nu prea fac mare lucru. Așa ne aflăm în situația în care foarte multe din problemele românilor nu se rezolvă în instituțiile statului. Pentru că oamenii au ajuns acolo așa cum au ajuns și nu sunt capabili să le rezolve. Și nu au nici interes pentru că știu că nu-i mișcă nimeni de acolo. Da. Mă uitam că mai avem vreo 4 minuțele de emisiune, poate chiar mai puțin. Ar mai fi multe de discutat. Eu mi-aș dori ca județul Hunedoara să nu mai fie pe ultimele locuri în ceea ce privește, așa cum am mai spus, nivelul de trai, șomajul, nu șomajul, în privința șomajului e pe primele locuri. Mi-aș dori de asemenea o viață mai bună pentru toți românii, dar pentru toate lucrurile astea este nevoie de o politică bine pusă la punct, pentru că, iată, politicul ne influențează viața de zi cu zi, chiar dacă noi nu o recunoaștem sau nu vrem să acceptăm lucrul acesta. Doamna Poliana, ce le transmiteți celor care vor merge duminică la vot și ce le transmiteți celor care în acest moment se gândesc, bă, degeaba vorbiți voi acolo, că de duminică nu mă duc la vot? Noi ne aflăm în acest punct, acum, la 30 de ani de la Revoluție, datorită faptului că, de-a lungul acestei perioade de timp, am votat mereu aceiași oameni. De cele mai multe ori am crezut sau am avut impresia că votăm altceva, dar în interiorul acestor partide s-au regăsit aceiași oameni. Nu ai cum să schimbi lucrurile făcând mereu
politica acelorași grupuri de interese și a acelorași politicieni, care n-au făcut decât să se mute dintr-un partid într-altul, indiferent că a fost PSD, PNL sau sateliții lor, da? Începând cu, eu știu, Partidul Ecologist sau cu bucăți desprinse din aceste partide, cum este acum Pro-România, nu ai cum să schimbi nimic dacă acorzi votul tău în aceeași direcție. Noi am intrat în politică pentru a schimba lucrurile, suntem oameni care nu am mai făcut politică și de data asta credem că singura șansă pentru a schimba lucrurile în România este implicarea. Pe de altă parte, avem un plan de guvernare, avem 40 de angajamente, puteți să citiți, regăsiți acolo tot ceea ce noi propunem să facem, ne propunem să facem și vă asigurăm că suntem extrem de determinați să facem tot ceea ce stă în puterile noastre pentru ca românilor și hunedorenilor să le fie mai bine. De asta am ales să facem pasul în politică, pentru că ne-am săturat de cei care au guvernat țara în ultimii 30 de ani. Am înțeles. Vă doresc succes în alegeri. Mulțumim mult! Stimați spectatori, Poliana Hangan, candidată din partea Alianței USR Plus pentru funcția de deputat în județul Hunedoara, a fost invitată în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simeon, aș vrea să vă rog și eu, pe toți cei care ne urmăriți, să mergeți la vot duminică. Deși trendul este nu mă duc, eu vă spun că pentru dumneavoastră, pentru familia noastră, copiii, nepoții, părinți, bunici, pentru noastră e bine să mergeți la vot. Votați cu cine vreți voi, dar mergeți la vot. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor. Adică, ideea e următoarea. Dacă putem să mergem la mall, dacă putem să ne facem cumpărăturile, să ieșim după pâine, după tot felul de lucruri, putem să mergem 10 minute și până la vot, că asta e. Un lucru vreau să punctez și eu. Pentru cei care au întrebări, se găsesc pe site-ul AEP, pe roaep.ro. Toate informațiile despre felul cum se va desfășura votul, unde pot să voteze, ce fac în cazul în care au nevoie de urna mobilă, inclusiv pentru cei care sunt izolați acasă cu COVID, se poate depune o cerere care se poate transmite și online până în data de 4. Așadar, exprimați-vă opțiunea la vot, avem o șansă o dată la 4 ani pentru asta. Mulțumesc! Stimați spectatori, sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, numai bine!